Deci tu ai sesizat că așa cum era cu restricția de aici, el mai mare decât 7, deci cu restricția asta nu dădeam soluții, nu? Nu dădeam, eram sigur. Așa, și observația asta care tu aveai să o spui în cuvinte, observația ta, nu puteai scrie ca o poveste. Păi observăm că nu știu ce, nu știu cum, dar dacă ai scris prosumesc după sistem, bă, ai dat... Se spunea că am dat urmă la întâmplare și poate a ieșit așa. Deci. Poate acela satisface ce mă fac mai bine. Ai tu alte idei? Părerea mea este că de deciziile la care de acolo, el era mai mic așa. El? Dacă ar fi fost el mai mic așa, te... Era posibil. Atunci aveam. Dar eu spun de aici rezultă că el aparține... Lui mulțime. Mulțime mic și zero. Aș. 1 și 0. Nu, de astea a scris în pusteluță, că n-am scris. E, așa. E din mulțimea mea la a 0 și 1. 0 și 1 sunt mai mari ca 7. Nu era el mai puțin. Tot mai spus mai devreme, că e mai mare ca 7. 0 și 1. A schimbat și am zis acest lucru, că n-am înțeles. Nu, nu știu nimic. Nu, nu, am zis, e mai mare ca 7. Și aici ce nu ar verifica? Ai zis tu 0 ar verifica și nu e egal cu 1. Deci de aici nu era, nu aparține cărei mulțimi. Ca adevăr. 0 și 1. Deci rezultă că aparține mulțimii valorilor 0 și 1. Iar din coace nu mai mare ca 7. Nu, e la 8 până la infinit. 8 și mai departe. Ei, care e mulțimea? Care e intersecția celor două mulțimi? Mulțimea vine. Mulțimea vine. Deci intersecția trebuia să am două condiții să fie stabilite. Și în aparține mulțimii vine. Ne întoarcem la niște doi. Îți place foarte tare. Asta a fost ideea foarte bună a ta. De traducere. Dar eu aș fi vrut pe varianta asta cu să aibă același cum au avut aici același numitor, să facă acum același număr. Aveam, da, și... Vreau să vă zic prima oară. Te rog, insistă. Păi am face așa. Păi am înmulțit cu 2. Am amplificat fracția asta cu 2 și ar fi 6 supra. Tu dictează. Supra 2. Supra 2 e în plus 2. Așa. Mai mare decât 6 și supra 5. Așa. Și... Se pun că avem același număr. Simplificăm ambii membri. Împărțim ambii. Termen la numărător, dar ea prin cât? Deci, ambii termeni ai inegalității, împărțim numărătorii prin 6. Da? Că e 6 și este ca 6 și dată. Împărțim la 6. Și asta se traduce. Ce echivalent cu Daria vorbește? 1 supra 2. Așa, 1 supra 2 e plus 2, mai mare decât 1 supra 5. De aici, ce rezultă? Că 2 plus 2 este mai mare ca 5. 2 e plus 2. 2 e plus 2 mai mare ca 5. 2 e plus 2 mai mare ca 5. Înțeleg foarte tare momentul ăsta. Cel mai tare din toată lecția. Oare așa este? Oare cum este fracția 1 pe 3 față de 1 pe 2? E mai... 1 pe 2 e mai mare. 1 pe 2 e mai mare. 1 pe 2 e mai mare. Eu, domnule, dar am făcut 1... Și 2 nu e mai mare decât 3. Păi da, 1 pe 2 este o jumătate, iar 1 pe 3 e o treime. Perfect. Și dacă s-ar transfera sensul de aici, dacă s-ar transfera la numitor, ar fi că... Ar fi că... 2 mai mare ca 3. Da. Și cu 2 mai mare ca 3. Nu, dar dacă ar amplifica, să ducem la același numitor. Daria, tu ai spus așa. Sensul dintre aici se transferă la numitor. Adică cum este ăsta, sensul acesta și la numitor va fi. La numărători am făcut așa, am procedat așa. Am adus la același numitor 6 și 6 și s-a transferat sensul inegalității la numărători. La numitori nu mai este adevărat. Fals.
Pentru că am văzut așa. Doi, îi mai nimic ca trei. Dar de aici se rute totul de trei. Mai mare dintr-un de trei. Foarte tare. Foarte tare. Deci, la inversare se schimbă sensul inegalității. Și acest lucru merge și înainte și înapoi. Cu dacă și numai dacă. Dar era... Înțelegeți pe asta? Da. Dar foarte greu. Mă, am nevoie că sunt și situații de acestea. Exact. Deci sunt și situații când întorci fracția și când ai întors, trebuie să schimbi sensul inegalității. Dar profesorul te-a explicat ceva așa. Cine e mai mare, jumătate sau o treime? Pe modelul ăsta, ca să înțelegeți modelul voi. Ăsta, da. Deci, atenție, dacă aveți vreodată 1 pe A mai mare decât 1 pe B. Nu mai știam. Dacă acum, spuneți-mi voi, între A și B, ce legătură e va fi? Între A și B. Asta este. Asta e marea greșeală. A e mai mare ca B? Nu, păi depinde, asta e relația. Unul pe A e mai mare decât unul pe B. Și de aici, dacă vrei să vezi între A și B, ce vei spune de aici? Că unul pe... Nu, între A și B. Rezultă? B mai mare ca A sau A mai mic ca B. Se schimbă semnul, da? Deci de aici rezultă că A, A mai mic ca B. Vă rog să semnăm da, vă rog să dacă acolo eu pun 1 pe 2 mai mare decât 1 pe 3, cine e corect? 1 pe 2. Mai mare decât 1 pe 3. Asta ce înseamnă între 2 și 3? Cu jumătate mai mare decât o treime. Păi da. Da. Și jumătate de mai mare decât o treime? Ba da. Așa. Și când zici între 2 și 3 acum? Între 2 și 3. Eu cred că 3 e mai mare. Vezi? Păi vezi? Se schimbă sensul negru. 2 e mai mic acum. Uite că aș scris domnul profesor. Ciudat. Foarte mare, foarte mare, foarte mare, e foarte important. Unul pe A mai mare decât unul pe B, rezultă. A mai mare decât unul pe B. Echivalent cu 1. Înseamnă, de fapt, un AU mai mic ca B. Dacă aia e mai mic ca B și nu-i întoarci. B mai mare ca B. B mai mare ca B. Acum, vreau să... Atunci, situația noastră, care de aia, domnul profesor tot insistă, uite, 1 supra 2 n plus 2 mai mare decât 1 pe 5, cine-i mai mic? Cum ai zici? 2 n plus 2 e 5, 1 pe 5 este mai mic. Nu. Acum doar numără, nu-mi deci, a fiind asta adevărat. Da, cum zici? 2 n plus 2 cum e față de 5? 2 n plus 2 este mai mic. Asta. Asta decât 5. Deci de aici rezultă 2 n plus 2 mai mic decât 5. Adică el poate să fie 0 și... Nu contează acum ca și poate, mă interesa asta. De aici, nimic. Aici cum ajung. Exact. Asta era ideea. Înțelegi? Pe baza acestea de aici, asta este chestiunea care vreau să o subliniați, să o bucați. Vedeți? S-a schimbat semnul acolo. Vezi? Dacă mai mic. 2 plus 2 mai mic decât 5. Vezi? Deși 1 pe 2 n plus 2 era mai mare decât 1 pe 5. Și s-a tradus ca fiind 2 n plus 2 mai mic decât 5. Nu-i ciudat, e corect, va spune. Foarte important. Deci așa să se vădă. Uitați, cum este 2 pe 3 față de 3 pe 5? 2 pe 3 față de 3 pe 5. Cum știți voi că este? 2 ori 5, 2, s-a subținut pe acolo să nu se seură. 10 mai, mic, mai mare decât 9. 10 mai mare ca 9. Ba nu, 2 mai mare. 3 pe 5 se numește la înblocatici. Mai să ne spunem. Fac chestia asta. Cum fac chestia asta? Cea mai mare la fracții. Deci asta este ca și cum ai compaș 2 ori 5. Pătrățică. Pătrățică, vorba ta mare. 9. 9, 3 ori 3. Și 10 pătrățică, 9. 10 pătrățică, 9. De acolo a scris 3 ori 9. 3 ori 3. Și pătrățica ce înseamnă? Ce se spune? Adică 10 mai mare decât 9. 10 mai mare. Mai mare, deci e mai mare. 2 pe 3 mai mare decât 3 pe 5. Dacă îl împărțiți pe 2 la 3, ia împărțiți-o. 2 pe 3. 2 pe 3. 2 pe 3. 0. Ia în parte de 2. Ia în parte de 2. Ia împărțiți toată lumea. 2 la 3. 0 pe 3. Păi dă totul. 0. Rămâne 2 la 2. Rămâne 0. 2 ori 5, mama, nu 2 ori 3, zici, domn profesor. Uite ce-o scris acolo. A făcut copul sumiezilor, mai mare sunt de-a dus extremilor. Vezi
da? Și 3 părți la 5. 2 ori 5 este mai mare decât 3 ori 3. Da. Adică 10. Nu știam, am pus pătrățică, pătrățică și am ajuns la asta. Bun, insist aici. Ați spus așa, că 2 împărți la 3 face cât? Cât a dat copii? 2 împărți la 3, cât va da? 0,36. 0,36. 6 împărți la 6, da? 30 împărțit la 5, cât dă? 0,7. Doar 0,6. De 0,6. Care e mai mare? 6. 0,6. Vedeți? Ai înțelegarea? Eu și-am produs mai. Cum este, acum întrebarea este asta, cum este 3 pe 2 față, tu știi că 2 pe 3 e mai mare decât 3 pe 5, cum este 3 pe 2 față de 5 pe 3? Ce-a făcut domnul profesor? L-a întors? L-a întors. Am întors, frate. 3 ori 3, pătrățică. Cum o să fie, zice? Lasă, fără pătrățică. Deodată. Deodată. Nu, ieri nu. Cum o să fie? Mai mic. 3 pe 2 este mai mic decât 5. Deodată, asta vă zic. De aici, aici, am schimbat, când am întors fracția, am întors. Cu asta eu m-am trudit acum să vă spun treaba asta, că e de o chestie de importanță foarte mare. Deci când ai ști așa, le întorci și se schimbi sensul inegalității. Dacă e noutate, e noutate. Da? Asta s-a aici, la bază. Toată șmecherea asta. Deci invențele schimbă sensul inegalității. Mă întorc și spun, de unde am plecat? Am plecat de la inegalitatea asta, când la numitor a fost 3 și 6 și ați mulțit cu 2, iar sensul inegalității, când aveți la numitor același lucru, sensul inegalității se duce spre numărător. Mai vreau să vă dau una mică, mai vreau să minute, domnul profesor. Aflați perimetrul și area unui pătrat, a cărui latură este egală cu semiperimetrul unui dreptunghi, cu dimensiunile de 6, deci, aflați perimetrul și area unui pătrat, aflați perimetrul și area unui pătrat, a cărui latură este egală cu semiperimetrul unui dreptunghi, cu dimensiunile 6 și 8. Adică? Jumătate din perimetru. Din dreptunghi. Jumătate din perimetru. Voi este domnul profesor. Hai să vedem. Un dreptunghi mai. Desenăm un dreptunghi. Dacă știți, da. Da, desenăm un dreptunghi. Și spune, dimensiunile sunt 6 și 8 metri. 6 și 8 metri. Da. Și acum trebuie să aflați cât este perimetrul acestui dreptunghi? Ce mi știi, ce înseamnă? Perimetrul dreptunghi. Perimetrul dreptunghiului este egal cu 2 pe lângă lungimea lățime. 2 pe lângă? Lungimea lățime. Plus lățime, plus lățime. Păi da, atenție. De ce plus? Că e 8 plus 8, 6 plus 6. Adică de 2 ori 6 și de 2 ori 8. Deci 2 pe lângă 6 plus 8. Și care va da 28. Și face cât? 28. Perimetrul. Semiperimetrul este. Semiperimetrul e 14. Deci perimetrul supra 2, perimetrul dreptunghiului supra 2, se numește semiperimetru. Scrie, jumătate. Egal, semiperimetru. Semiperimetru. Da. Semiperimetru. Jumătate de perimetru. Și egal cu? Și egal acum cu 28 părți la 2. Care face? 14. Și acum e o bună întrebare. Aflați perimetru și area unui pătrat, a cărui latură este egală cu semiperimetru. Deci, perimetrul ar fi 14 ori 4. Exact. Iar are 14 ori 4. Perimetrul, aria, cât este? Deci, avem un Cu latura de 14. Cât semiperimetru? Trebuie să aflăm aria și perimetru. Cine știe? Daria.
aria pătratului este 14 la a doua, adică 14 metri pătrați. Iar perimetrul pătratului egal cu 14 ori 4. 56. Și cu asta am rezolvat și vorba. Gata, că e... Da? Facem un pic de sinteză. Sinteza. Ai la care o să vizez. Ce-am făcut pe toate caiețe, să vedem un exercițiu. Uita, cu voria, ce-am făcut. Ecuații și ecuații. Vizeți, domnule profesor, practica exercițiu, am făcut, da? Ecuații și ecuații. Deci, sinteza oare. Ecuații și ecuații. Ecuații și ecuații. Primul exercițiu, mă duc de ceapă. Banul e calcule, e mulțim, da. Mulțim, da. Apoi calcule cu un sufrat, ce zice mare. Și coordonate. Unități. De măsură. Pentru arie și pentru lungime și arie. Apoi ce am mai făcut? Ce-am mai făcut după unitățile din măsură copii? Transformare din... Uitați-vă de caiețele, vă rog. Acel lucru foarte fain. Asta cu inversul? Inversul. Așa. Inversele. La revedere! Și spune la toți prietenii! La revedere! Foarte bine!